Un adolescent de 15 ani a provocat un accident rutier în județul Mehedinți. Totul s-a întâmplat în cursul zilei de azi, când minorul a urcat la volan fără permis. La data de 9 februarie, poliția orașului Vânjumare a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe drumul național 562A, între localitățile Ceroboreni și Pătulele, s-a produs un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Vânjumare, care au identificat un autoturism avariat fără persoane. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat conducătorul auto, un tânăr de doar 15 ani din municipiul Orșova. Acesta ar fi luat fără acord autoturismul mamei sale. Tânărul nu posedă permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul auto, un tânăr de 15 ani din municipiul Orșova. Din cercetări a reieșit că tânărul a sustras autoturismul mamei sale, pe care l-a condus de la domiciliu până într-o localitate din județul Mehedinți. Tânărul nu posedă permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt între rude și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt între rude și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.